O barcă de pescuit aparținând unor infractori care transportă în cală mai multe persoane răpite. Printre ostaticii de pe barcă se află un tată și o tânără fată, pentru care bandiții au planuri murdare. Dar de îndată ce liderul ia victima în brațe, este oprit de unul dintre pasagerii discreți. O echipă de asalt se apropie de navă, cercetând puntea. Descoperă în rămășițile lor cadavrele membrilor echipajului, iar în cele din urmă, într-unul dintre seifuri, militarii îl observă pe cel care a masacrat echipajul. Agenția Națională de Informații primește un mesaj secret pe care doar șeful departamentului îl poate deschide. Acesta introduce parola, iar personalul se uită surprins la ecranul mare. Acesta anunță descoperirea lui Han Ji-hook, care a dispărut în urmă cu un an și a fost considerat mort în tot acest timp. Șefului agenției se spune ce s-a întâmplat, iar acesta îi raportează superiorilor. El le spune că Han Ji-hook era cel mai bun dintr-un grup operativ de elită. Cu un an în urmă, agenții au fost trimiși în Coreea de Nord pentru a demantela o rețea implicată în substanțele ilegale, dar trei agenți, printre care și Han Ji-hook, au dispărut fără urmă. El a fost considerat mort, iar acum, la un an de la dispariție, Han Ji-hook a apărut pe o barcă de pescuit. Miniștrii reacționează ironic la această veste și îi lasă pe angajați să plece, lăsându-i să se ocupe singuri de această poveste ciudată. Șefului agenției se spune că informatorul care a raportat nava contrabandiștilor este necunoscut, sugerând că cineva a vrut ca ei să-l găsească pe Han Ji-hook. Ei examinează cicatricile de pe corpul său, care arată că ofițerul a fost torturat mult timp. Medicii nu sunt îngrijorați de starea lui generală, dar analiza sângelui arată altceva. În corpul său au fost găsite zeci de substanțe chimice, printre care și un drog care șterge memoria. Următoarea etapă a examinării este un poligraf, în timpul căruia tipul are o cădere nervoasă, dar psihologul îl asigură că, indiferent de situație, Han Ji-hook nu a mințit. Cu un an înainte de această zi, Ji-hook și coechiperii săi sunt trimiși în China pentru a dobori o bandă implicată în distribuția de droguri ilegale. După o altă misiune, se aude o bătaie în ușa camerei tânărului, dar chiar și sub hipnoză, Han Ji-hook nu și-a putut aminti cine era. Hipnotizatorul îl pune pe agent în transă, încercând să-i forțeze memoria, dar acesta nu poate vedea decât întuneric. Încercarea de a-și recupera memoria îl face pe Han Ji-hook să se simtă rău și aproape că se rănește. Șeful departamentului cere directorului adjunct să-i dea timp tipului să se odihnească și să-și revină. Dar cum deja circulă zvonuri că Han Ji-hook însuși și-a distrus partenerii, femeia îi ordonă să-și recapete cunoștința cât mai repede. Ofițerul revine la forma sa familiară, iar medicul îi arată poze cu colegii săi, ale căror cadavre au fost descoperite în ziua în care a dispărut. Medicul crede că ar fi o idee bună să-l mai țină pe pacient în spital încă puțin timp, dar șeful departamentului îl ia cu intenția de a-l readuce la muncă. Întors acasă, Han Ji continuă să devină nervos, crezând că este urmărit, dar reușește să se calmeze odată ajuns în apartamentul său. Privindu-se în oglindă, ofițerul îi cere reflexiei să-i reamintească tot ce s-a întâmplat, dar este ca și cum cineva i-a șters ultimul an de viață. A doua zi, tipul se întâlnește cu prietena lui, Su-yeon. Uitându-se la inelul ei, el își amintește că au fost cândva apropiați și că fata chiar a prevăzut o tragedie în misiune. Cei doi au vorbit mult timp, dar întrebările prietenului său au rănit-o atât de mult pe Su-yeon, încât aceasta pleacă fără să-i răspundă. Acasă, Han Ji-hook se uită prin fotografiile de la caz, amintindu-și de prietenii săi și promițindu-și că de acum înainte îi va răzbuna pe toți. Ji-hook se forțează să revină la viață, acordând o atenție deosebită formei sale. Agentul continuă să se simtă ca și cum ar fi spionat, dar într-o zi își dă seama că nu este o fantezie, deoarece observă o mașină care apare des în apropierea lui și își dă seama că trebuie să acționeze rapid, altfel nu va afla adevărul. Așa că, după ce adună tot ce are nevoie din ascunzătoarea sa, tipul pornește în căutarea celor responsabili de dispariția sa. În drum spre aeroport, agentul se convinge de supraveghere și își asumă o șansă. El scapă lăsându-și urmăritorii fără nimic.
Han Ji-hook plănuiește să evadeze prin port, dar este prins și acolo, iar tipul trebuie să scape de paznici. Fără să-și dea seama că cineva îl urmărește, fugarul își croiește drum până pe puntea vasului, dar chiar și acolo aceștia l-așteaptă deja. Uitându-se la șef, tipul își amintește cum a ajuns la agenție, iar șeful a fost singurul care a crezut în el. Șeful îl roagă pe tip să nu plece și îl lasă să se întoarcă la muncă și chiar îi returnează arma de serviciu. Tipul este de acord, dar cu condiția ca el să fie desemnat să investigheze moartea prietenilor săi. După ce vizitează locurile sacre, agentul se întoarce la muncă. Este repartizat la un nou departament ridicol, dar șeful său îi promite că este doar pentru moment, până când agentul își revine. Șeful agenției de informații îl invită pe Ji-hook să se uite la el și încearcă să afle de la el dacă tipul chiar nu-și amintește absolut nimic. Observând că subiectul îl face pe tip să se simtă inconfortabil, șeful îndreaptă conversația către Su-yeon, dar tipul începe să suspecteze ceva. Yoo-ji-in intră în cameră și este desemnat partenerul lui Ji-hook, dar agentul nu este încântat de acest parteneriat. Îi este teamă că fetei i s-ar putea întâmpla ceva. Noaptea, tipul nu poate dormi deloc și este atras de un semnal luminos de la o casă de peste drum. După ce decodifică mesajul, Han Ji-hook pleacă din mașina care este familiară și ajunge la un mall unde se află un stick. Informația a fost lăsată pentru el. În videoclip, agentul vede un mesaj pe care l-a scris pentru el însuși, înainte de a șterge memoria. Există un intrus în agenție, iar el trebuie să-l găsească. Mesajul nu iese din mintea agentului și începe să suspecteze pe toată lumea, chiar și pe fosta lui iubită, și se pare că pe bună dreptate. Chiar acum, stând în biroul directorului, Su-yeon este de acord cu o conspirație, în timp ce Han Ji-hook atârnă acasă pozele tuturor suspecților, gândindu-se care dintre ei ar putea fi trădătorul. Banda de infractori încarcă marfa și o transportă la locul de distribuție. Organizatorul bandei sosește la fața locului și pentru ca muncitorii să se teamă de el, îl pedepsește pe unul dintre ei. În oraș are loc un accident în care este implicată o celebritate locală, iar șeful departamentului descoperă că gangsterii sunt implicați. El crede că directorul îi va încredința cazul lui Ji-hook, deoarece acesta are deja experiență cu banda. Prietenul său îi dă lui Ji-hook documentele secrete, iar acesta le pune în camera sa și încearcă să le pună cap la cap. Han Ji-hook își amintește cum a fost desemnat să investigheze un caz de rețea de comerț și a adunat informații cu ajutorul turnătorului său. Derulându-și memoria zi de zi, Ji-hook ajunge la punctul în care a fost răpit, dar din nou nu vede fața trăgătorului. Agentul reușește doar să-și amintească de baronul Jang Guanjiel, care a început atunci operațiunea lor, iar echipa de capturare se pregătește să-l prindă. După o lungă urmărire, liderul reușește să fie arestat. Imediat ce autoritățile îl pun pe liderul rețelei în spatele gratiilor, secția de poliție primește un apel ciudat. Un băiat dictează un text memorat, cerând ca baronul să fie eliberat fără nicio condiție. În caz contrar, în fiecare zi, banda va distruge câte un polițist, iar ei au deja primul cadou. La întâlnirea cu doctorul, Han Ji-hook mărturisește că nu-și poate aminti nimic, dar doctorul îl sfătuiește să nu dispere și să încerce să scoată amintirile prin emoție. Tipul este convocat de directorul adjunct, iar în drum spre birou, șeful îl sfătuiește pe agent să refuze tot ce îi va oferi conducerea. Han Ji-hook a arătat poze cu polițistul, care a fost primul cadou pentru a-l pune după gratii pe liderul criminal. Băiatul a cerut să îi se permite să-l interogheze pe Jang, iar adjunctul îi dă undă verde, în ciuda obiecțiilor colegilor săi. Șeful se enervează și cere agentului să renunțe la idee, dar băiatul îl pune calm pe șef și spune că va face în felul său. Odată ajuns la secție, Han Ji-hook le cere polițiștilor să oprească camerele de luat vederi și procedează la interogarea lui folosind forța. Apoi examinează tatuajele artistului, iar desenele de pe corpul său îi spun agentului multe despre baron. Neputând să suporte batjocurile băiatului, gangsterul îl atacă cu pumnii, dar Ji-hook se dovedește a fi mai puternic. Un alt cadou sosește în oraș de la complicii lui Jang. De data aceasta, cadavrul se dovedește a fi lipsit de un braț. Acesta este trimis la secție de poliție prin livrare rapidă ca probă. Han Ji-hook îl părăsește pentru o clipă pe cel arestat și iese să se uite la pachet. Când se întoarce, tipul are de gând să o lase mai moale cu banditul și încuie ușa. Polițiștii sunt nevoiți să spargă ușa pentru a-l salva pe bandit din mâinile unui agent furios. După ce se calmează, tipul îl interoghează pe șoferul gangsterului, încercând să afle ceva care să-l conducă la răspunsuri despre răpirea sa și dispariția familiei sale.
sale. Dar tipul refuză să vorbească și abia odată ajuns în celulă se uită la numărul de telefon, întrebându-se dacă ar trebui să sune. Yuji îl sună pe partenerul ei și îi spune că amicul ei reconstruiește telefonul baronului, iar tipul a găsit în memoria acestuia poze cu agentul. Exact la miezul nopții, o revoltă izbucnește în secția de poliție, iar curentul se întrerupe. Câteva zeci de gangsteri vin după șoferul lor și ca și cum ar fi anticipat acest lucru, Han Ji-hook întoarce mașina. Gangsterii reușesc să-și facă drum, iar baronul iese din celulă. Numai că se dovedește că adevăratul lider al lumii interlope nu este el, ci șoferul său fals. Observându-l pe bătrân pe alee, agentul lansează o urmărire. O încăierare izbucnește pe șosea, dar în cele din urmă mașina se oprește, dar el însuși îl sună pe agent și îi promite o întâlnire rapidă. Când ajunge la secție, Hanji trece în revistă înregistrările camerelor de luat vederi, iar într-una dintre ele vede chipul unui tip pe care îl cunoaște. În același moment, agentul își amintește că acest tip a venit la el în ziua în care viața lui a fost curmată. Timp de un an, conducerea agenției examinează înregistrările camerelor de luat vederi, încercând să afle cine a pus la cale evadarea. Dar liderul nu figurează în nicio bază de date. Han Ji-hook este chemat să se întâlnească cu directorul adjunct. Recunoaște că nu și-a putut gestiona singur emoțiile și cere să fie scos din caz și pus în concediu medical, lucru cu care supervizorul este de acord cu ușurință, realizând că tipul își va desfășura propria anchetă. Agentul îi cere ajutorul lui Yuji, iar aceasta trebuie să-i prezinte planurile sale. Yuji reușește să afle despre un mare transport de droguri ilegale supravegheat de un geniu criminal, care a evadat recent din închisoare, Wang Lassel. Fata constată că un container cu marfă sosește în port, iar partenerii merg acolo pentru a prinde banda. În container, agentul găsește un bătrân captiv, dar nu are timp să înțeleagă nimic, deoarece banda ajunge la fața locului. Văzând că informatorul este ținut ostatic de către bandiți, Han Ji-hook lasă arma jos și se predă liderului bandei. Agentul se trezește în apartamentul banditului nebun și trebuie să îndure un calvar serios, sperând că balizile pe care le-a montat vor ajuta echipa de capturare să-l găsească. Liderul mărturisește că urăște pe Han Ji-hook pentru că i-a distrus fiul în timpul uneia dintre misiunile sale, iar acum va trebui să răspundă pentru asta. În timp ce liderul grupării este distras de apelul telefonic, agentul scuipă capsula transmițătoare și îi masacrează pe gardieni. Între timp, Yuji pregătește locația și cheamă întăriri. După ce se ocupă de toți mercenarii, Han Ji-hook își găsește informatorul, care a fost lovit din plin de bandiți. Din ultimele sale forțe, tipul îl roagă pe agent să ia loc pentru a-i spune ceva. Yuji urcă în apartament, eliminându-l pe ultimul bandit supraviețuitor. Între timp, Wang Lassel reușește să scape după ce predă baza de date traficantului superiorilor săi. Yuji se întoarce la muncă alături de tânărul său partener, fără să știe ce se întâmplă în apartamentul ei. Aici acest rezumat ajunge la sfârșit, iar dacă ți-a plăcut, scrie despre asta în comentarii. Iar eu merg spre următorul film pe curând, iar tu nu uita să dai like.